Președintele Klaus Iohannis convoacă ședința CSAT, unde se va decide dacă România va da Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană. Ședința va avea loc săptămâna viitoare, joi. Situația sistemului de rachete Patriot s-a decis odată pentru întâlnirea CSAT-ului? Mai este această problemă de actualitate? Problema este de actualitate cu siguranță și eu voi convoca o ședință a CSAT-ului pentru săptămâna viitoare, joi, ședință unde probabil se va discuta și această chestiune. Liderii coaliției s-au reunit în prima ședință după alegeri. Se pregătește o decizie majoră privind alegerile prezidențiale. Sunt tensiuni, iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă sunt presați de colegii de partid să candideze. Colega mea, Marina Cioacă, ne prezintă scenariile analizate la această oră. Marina, te ascultăm.